A fost forfotă în florăriile din Râmnicu Vâlcea înainte de începerea noului an școlar. Părinții care nu au apucat să cumpere flori duminică au mers la piață în această dimineață. Trandafirii, crinii, crizantemele și begoniile au fost florile preferate la început de an școlar. Față de alți ani, însă, părinții au alocat mai puțin bani pentru buchetul oferit doamnelor învățătoare și educatoare. Nu neapărat special, foarte wow, cât de cât bunul simț, o atenție, atâta tot. Ce clasă este cea mică? A doua, trece a doua. Și floricele? Floricele. E pentru început, avem tot timpul. Care va fi bugetul pentru această mică atenție? După cum se vede, la 30 de lei, 35, ceva, v-am spus, nu wow, nici să forțăm cadrele didactice, dar nici să fim fără o atenție. Atâta tot. Ai emoții? Da, așa și așa. De ce? De ce ne povestești? Fiindcă nu i-am mai văzut de mult pe colegi și nu știu de colegii noi care o să vină. Dar aștepți în momentul acesta al reîntâlnirii? Da. Cum se pare așa? Față de anul trecut, bine, mai bine. Anul trecut, un pic mai bine, anul trecut am dat dublu. Bine. 30 de lei. Chiar suntem mulțumiți de doamna care ore și mă bucur. La școala numărul 5. Și suntem mulțumiți. Chiar încântați și el, și el, pentru el, nu pentru mine. Sunt cam scumpe, ca să fim sinceri, da. 50. Da. La început de an școlar, cred că merită și doamna. Cumpărăm flori pentru ambii, da. Ca toate prețurile de pe piață au mai crescut. Slavă Domnului că unii dintre noi mai reușim să facem față prețurilor. Florarii s-au pregătit și anul acesta cum se cuvine, cu buchete multe la prețuri convenabile. Begonii și flori tăiate la buchețele. Da, la buchețele, trandafiri. Da, mai e. Cât ar fi begonile? 35 cu coșuleț și 30 fără. Anul acesta, cei mai mulți părinți au alocat sub 100 de lei pentru flori.